Bun găsit, așa este, Republica Moldova a rămas fără premier. Natalia Gavrilița și-a anunțat demisia acum ceva timp în urmă, iar asta înseamnă o demisie a guvernului in corpore. Gavrilița a vorbit în discursul său despre ce a reușit să facă guvernul într-un an și jumătate de mandat. Natalia Gavrilița a vorbit despre crizele, multiplele crize pe care a trebuit să le gestioneze, vorbind despre criza economică, energetică, dar și a refugiaților. În discursul său a mai vorbit despre proiectele pe care a reușit să le implementeze, dar și cele în curs de implementare. Obținerea statutului de țară candidat la aderarea la Uniunea Europeană a Republicii Moldova este un alt succes pe care guvernul și l-a atribuit. Gavrilița a menționat că este o decizie asumată și că pleacă cu inima împăcată. Gavrilița a felicitat colegii pentru munca depusă și a declarat că va rămâne să ajute guvernarea, însă nu a precizat în ce rol. După ce și-a încheiat discursul, acesta a plecat și nu a dorit să răspundă la întrebările presei. Toți se întreabă acum ce urmează. Conform legii, președintele Maia Sandu urmează să aibă consultări publice, urmează să aibă consultări cu fracțiunile parlamentare. Precizăm însă că azi dimineață fracțiunea PAS, care are majoritate parlamentară, a avut ședință la președinție. Maia Sandu a declarat că a luat act de demisia premierului și la 15:30 urmează să iasă într-un briefing, nu înainte însă să aibă consultări și cu opoziția parlamentară. După ce este desemnat un candidat, noul premier are la dispoziție 14 zile pentru a forma garnitura guvernamentală, iar ulterior va trebui să meargă în Parlament pentru a cere votul de încredere. Mai multe surse precizează că Dorin Răcean ar fi o candidatură. Atât de la Chișinău, la revedere! După un an și jumătate în fruntea acestui guvern, a venit timpul să anunț demisia mea din această funcție. Am preluat guvernarea cu un mandat anticorupție, pro-dezvoltare și pro-european. Într-o perioadă în care schemele de corupție acaparaseră toate instituțiile, iar oligarhii se simțeau de neînvins. Am fost imediat puși în fața șantajului energetic, iar cei care au făcut asta au sperat că noi vom ceda presiunilor. Miza inamicilor țării noastre a fost că vom proceda la fel ca guvernările precedente, care au cedat active strategice, care au trădat interesul național în schimbul unor beneficii de scurtă durată. Nimeni nu și-a imaginat în 2021 că guvernarea PAS va trebui să gestioneze atât de multe crize generate de războiul masiv al Rusiei împotriva Ucrainei.